Direcția de Sănătate Publică Hunedoara este prima instituție din județ înscrisă în Registrul Operatorilor de Servicii Esențiale în sectorul sănătate. Astfel, DSP Hunedoara a primit din partea CERT-RO decizia de înscriere în Registrul Operatorilor de Servicii Esențiale, ceea ce garantează asigurarea unui nivel ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice. Recunoașterea a fost posibilă prin sprijinul acordat de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, care a efectuat demersurile privind asigurarea infrastructurii necesare implementării serviciului de cloud și comunicații securizate atât la nivelul Direcției de Sănătate Publică Hunedoara, cât și la nivelul instituțiilor similare din județele Arad și Timiș, acestea trei formând împreună Alianța DSP Vest. Acest proiect este o componentă a obiectivelor de digitalizare stabilite de către Alianța DSP Vest. Este o premieră, e o mare realizare și suntem foarte bucuroși că am reușit să realizăm acest lucru. Este vorba de înscrierea de decizia din partea CERT.ro, înscrierea Registrului Operatorilor de Servicii Esențiale. Bineînțeles că totul a fost posibil cu sprijinul și implicarea serviciului de transmisiuni speciale, care ne-au ajutat să implementăm comunicații securizate și soluții de cloud la nivelul DSP Hunedoara. Face parte dintr-un proiect al Alianței DSP Vest, DSP Hunedoara, Arad și Timiș, inclusiv la nivelul acestor DSP-uri au fost implementate soluțiile de cloud. Ne certifică faptul că DSP Hunedoara deține un nivel ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, fiind un operator de servicii esențiale pe zona de sănătate. Suntem singura instituție din județ care a obținut această certificare și ne onorează acest lucru. Alianța DSP Vest este prima de acest gen din țară și deservește un număr de 1,5 milioane de locuitori din județele Hunedoara, Timiș și Arad.